Oameni buni, dacă vă vine să credeți așa ceva, nu ne-a venit să credem. Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au fost chiar la un pas de despărțire în viața lor. Oamenii ăștia care par așa de nedespărțit, ei bine, iată că au avut ceva discuții. Ce s-a întâmplat între ei și ce l-a făcut pe Bogdan să coboare în ultima clipă dintr-un avion în care se urcase singur, pregătit să decoleze spre Bali, ne spun chiar ei acum, așadar, Gina și Bogdan sunt aici. Să intre mireasa și ginerele. Mireasa, am văzut-o în alb de asta. Bună. Bună ziua! Asta îmi place, ne pupăm și spatele camerelor de filmat și când intrăm în direct. Ginerele și aleasa mireasa lui. Mireasa modernă. Exact, o mireasă modernă, dar un ginere și mai modern. Uite-te ce costum, știi? Mireasa se învăță în alb de fiecare dată. Bine am văzut-o. Bine că n-ai zis că e pijama, că nu e pijama. Dar n-am zis. A mea nu e pijama. Adică ai vrut să zici că ei e pijama. A ei este, da. Deci a zis că ai venit cu pijama la emisiune? Da, este o pijama pe care poți să o porți și în casă, și la un cocktail, sau la o petrecere, și la măruță. Și știi ce, oricum îți vine foarte bine și el e doar invidios. Da, exact, mulțumesc. Pentru că pijamaua ta e mult mai frumoasă decât pijama. Așa e, adevărat, o să o rog să îmi facă și mie una, dar pe asta alb, e alb albastru. Da, numai pentru fete faci, nu? Îi fac și lui, vrei și tu așa? Da. Am și pe negru și pe roz. Da, fără roz, puf, roz. Exact, roz. Am dat lovitura cu fimea, în sfârșit. Perfect, să luăm un loc și să povestim despre ce se mai întâmplă în niște cupluri care par, cum să spunem, de neclintit, de negândind că s-ar putea și ei să aibă probleme. Adică te gândești câteodată când îl vezi pe Bogdan care merge în tot felul de călătorii și vă povestim imediat în Peru, în Italia, călătorii spirituale, te gândești că curge numai lapte și miere în cuplul ăsta. Și când încolo se mai întâmplă și discuții? Clar, dar suntem oameni normali. De cât timp sunteți împreună, Gina? 10 ani? Uite, ar trebui să știu exact. În aprilie am făcut 10 ani, da. Deci, iubire, în aprilie am făcut 10 ani. Bun. Exact. De 10 ani împreună și ce s-a întâmplat? Cum a fost? Păi a fost o situație, trebuia să plec eu mai devreme un pic, cu vreo săptămână trebuia să plec în Bali și urma ca Gina să vină cu Katia peste vreo săptămână sau 10 zile. Și m-am îmbarcat în avion, eram pe punct de plecare. Și adică erai în avion? Da, eram în avion, eram un otopen cu centura pusă. În avion, deci în da, avion? Da, și zice, vezi că are nevoie și ea de pașaport. Noi eram ferm convinși că un copil atât de mic n-are nevoie de pașaport. Cât are Katia acum? Face 2 ani pe 25 mai. Să vă trăiască și... Mulțumim frumos, mulțumim asemenea. Și a trebuit să mă dau jos din avion pentru că la noi nu se poate să facă un singur părinte pașaportul, trebuie să fie ambii părinți și la depunerea actelor și la întoarcerea. Și deci cum, erai în avion și ai zis și eram în avion și am zis stați așa că eu trebuie să mă dau jos. Nu le veneau să creadă. Îți dai seama și ceilalți, cred că, băi, o știi ceva, s-a întâmplat ceva, nu știu, de ce coboară omul? Am fost întrebat de vreo 2-3 ori, dar ești sigur că vrei să te dai jos? Și zic că sunt foarte sigur în situația în care sunt. Dar tu îți dai seama că te-a prins fix la un moment dat, când dacă ți închideai telefonul? Eu mental eram deja pe plajă cu prietenii mei de acolo, cu un cocktail în mână. Fii sincer, și a trebuit să mă dau jos. Da, bineînțeles. Dar tu i-ai spus în felul următor, fii sinceră cu mine. Deci, Bogdan, dacă nu vii acum acasă, ne despărțim. Nu neapărat. Am fost un pic aici, dar n-am mai vorbit deloc. Deloc. Adică, pentru că, de fapt, la televizor e chestia asta. Bogdan, Katia n-are pașaport, bine, iubirea, aici formal, cobor. Ei, da, nu, dar n-a fost așa, nu? A fost cum? Tu vrei, Bogdane, tu vrei să pleci mai departe, ha? Ce bine că n-ai sosul aiute aici la îndemână, la întrebările astea. Suntem la sosul iute acum. Ai fi avut de zisă? Perfect. Nu, am fost impulsivă, după care n-am mai vorbit nimic și nici nu mi-a spus. A sunat la ușă, eu credeam că e deja în Doha. Și am zis, ia uite-l acum, e în Doha. Ia uite-l, e deja în Doha. Nu-i pasă, exact. Exact, uite. Și când mă uit pe vizor, chiar nu mi-a venit să cred. Și cum a fost întâlnirea? După 30 de minute? Am lăsat nervii deoparte. Deci a fost... A fost exact cum trebuie. A fost într-un fel, dar tu ce crezi? Că, cum crezi tu că e cu o femeie care e și moldoveancă și leoaică? Îmi dau seama, nu știu, deci când a văzut vizor și a zis, iubire, în sfârșit ai venit. Cum e iubitule? Într-un fel anume, nu te plictisești niciodată, adică viața ta nu e monotonă niciodată. N-ai nicio șansă. Moldoveancă și leoaică, nu? Da. Da, mă, dar e o moldoveancă superbă, o leoaică superbă, n-ai ce să faci. E adevărat. Ăsta e adevărul. Bun. Îmi condimentează viața în fiecare zi. Și când nu trebuie. Chiar și când nu trebuie. E geloasă? Nu, Doamne ferește, cum să fie. Nu e puțin geloasă. Da.
discuții. Bine, nu mai are, nu mai are motive în ultimii ani așa să fie geloasă. Da, ce, a avut și motive? E, când eram eu mai tânăr și mai zăpăcit, da, a avut și motive. Vrei să te mint? Când aveai eu 17, așa? 16 jumătate, 16. Cam așa. Da, dar știi ce vreau să... Fii atent, ar trebui să recunoști și tu, Gina, fii sinceră cu mine, a mai făcut vreun bărbat așa ceva pentru tine, să oprească avionul, să blocheze aeroportul și să coboare pentru tine, să vină pac, alergând? Numai la Bruce Willis eu am mai văzut asta în filme. A fost chiar ca în filme, da. Eu aș fi vrut să fiu cumva acolo să văd toată faza. Pentru că nu mă așteptam la așa ceva și am văzut așa în filme. Da, cred că a venit pentru Katia foarte mult, nu, iubitule? Și pentru Katia. Bine, și iubit. Spuns corect. În seara asta va fi... Și era o stewardeză, o prietenă de-a mea, care a fost o manechină când am fost eu manechină, adică mai de mult. Bă, ce coincidență! Și, da. Și zice, băi, dar totuși de ce te dai jos din avion? Ești sigur? De ce, Bogdan? Că, adevărul Bogdan, e că, de ce, cred că, Bogdan? Putem merge în Bali acum, cred că puțin s-ar da jos dintr-un avion care merge în Bali, că nu mă duceam în Transnistria, mă duceam în Paradis. Adică... De ce, Bogdan, zicea stewardeza, da, și l-a coborât? Chiar și așa. Vezi ce sacrificii? Vezi ce face pentru familie și pentru tine? A, și acum, joia trecută, trebuia să plecăm în Zanzibar. Ce? 10 zile în Zanzibar. Și doamna aici de față spune că o zi înainte, adică miercuri, auzi, dar tu te-ai uitat pe vreme? Zic, nu. Ce e? Păi toată luna aprilie plouă în continuu acolo. Problema aia era că erau furtuni, nu oricum. Deci nu. Și am reprogramat, fiind înțelepți, să mergem într-o perioadă în care ne putem bucura. Că noi cumva fiind am vrut să scăpăm. Tu? Da. Fiind înțelepți împreună că... Și știi ce vreau să întreb? Katia, i-ați făcut pașaport până la urmă? Da, are pașaport. Da, aici are pașaport. Are o poză în pașaport deci cu moț aici Bali. Sus. Exact, acum poate să vină. Da, să le spunem celor de acasă, oameni buni, că Bogdan Vlădău, dacă îl căutați pe pagina lui de Instagram, puteți să aflați că face niște călătorii extrem de interesante în Peru. Urmează în acum Peru, la jumătatea lunii. Urmează două retreat-uri acum în aprilie și unul în mai. Chiar am întrebat-o pe Greta când vă luați vacanță, ca să mă asigur că pot să te iau și pe tine în următorul, care va fi tare. În septembrie, dar înțeleg că din septembrie începeți emisiunea din nou. Da, la noi aici pe bandă rulantă. Așa? Și cred că o să facem o vacanță. Gina o să vină cu mine în cel din mai. O să mergem și la Machu Picchu. Dar și... de ce nu vine? Se ocupă de Rocky. Pentru că are Katia pașaport deja. Am înțeles, perfect. Bun, haideți să le spunem oameni. Deci zi-mi exact când pleci. Deci primul în aprilie, acum când? Primul aprilie este între 19 și 29 aprilie. Adică de Paști nu ești acasă? Nu, familia? Sunt acasă, nu. Of, Bogdan. Mi-am luat un angajament față de niște oameni. N-am cum să... Și? Și următorul este între 2 și 12 mai, după care mergem să vizităm Machu Picchu, Valea Sacra a Incașilor și Muntele Colorat. Da, foarte interesant. Aș vrea să le spunem oamenilor că, de fapt, cei care s-au înscris, tu ești un fel de ghid pentru ei, nu? Da, da. Un om care, de fapt, îi duce pe acești oameni care s-au înscris într-o călătorie spirituală. Spirituală și, de data asta, și un pic turistică, după retreat-ul din mai. Perfect. Iar apoi o să plecați împreună. Iar apoi vrem să mergem un pic în Italia, în zona munților Dolomiți. Acolo e doar o vacanță, nu. Foarte frumos. Facem nimic de deci, oameni buni, e bine că totuși în familia Vlădău este lapte și miere. Acum da. Acum da, perfect. Iar Gina, să știți că vă așteaptă pe pagina ei de Instagram, acolo unde face aceste ținute care arată senzațional. La tine e tot așa, este Gina Chirilă. Și a păstrat numele. A știut ea. Gina Chirilă. A vrut să fie independentă, perfect? Da, Gina, da, exact. Da, ați mai, să o căutați pe Gina Chirilă pe Instagram, face niște lucruri senzaționale. Acum, serios, foarte muncitoare. Dar au mai fost în același timp, au mai fost discuții între voi de-a lungul timpului? Știi că oamenii, când îi văd pe oamenii, pe cuplul la televizor, zic că aia niciodată nu se ceartă, la aia e totul bine, la aia n-au probleme. Știi, asta povesteam și cu doctorul Cristian Andrei la începutul emisiunii. Da, clar. Ideea este că noi nu ne-am expus foarte mult. Nu prea ne-am expus deloc viața personală, dar asta nu înseamnă că nu avem certuri, că lucrurile sunt tot timpul roz în viața personală, nu avem profesională. Nu avem subiecte în contradictoriu, bineînțeles. Cred că toată lumea are. Cine și când spune se întâmplă are... subiectele astea să fie în contradictoriu sau când se întâmplă discuțiile astea, cu cine vorbiți? La cine apelați? Cu cine vă sfătuiți? Că întotdeauna cred că trebuie să existe cineva, nu? De cele mai multe ori reușim să le rezolvăm între noi. Gina de multe ori e mai înțeleaptă ca mine, chiar dacă există o diferență de vârstă semnificativă între noi doi. Câți ani? 15 ani.
Gina e mai mare cu 15 ani. E mai mare Gina cu 15 ani, da. Nu se vede. Așa. Și când nu ne descurcăm singuri, mai vorbim cu părintele stares de la Mănăstirea Nechit, îi cerem sfatul. Mai avem aici un duhovnic în București la Mănăstirea Radu Vodă, mai avem și alți prieteni mai înțelepți ca noi la care cerem sfatul. Adică ca orice cuplu, de fapt, ca orice familie, zice. Da, exact, dar vreau să punctez și pentru cei de acasă că cel mai important este să rezolve problemele în cuplu între ei și să se asculte, să-și asculte sinele, că de multe ori când ceri sfaturi în stânga și în dreapta, poți fi influențat și din nou cauzează relației, părerea mea. Paranteză. Adică să ai timp să te asculți și pe tine. Exact, cel mai important este că totul se află aici și tu știi exact ce trebuie să faci, că de multe ori dacă sunt mai multe păreri, îți pierzi părerea ta personală. Eu vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi. Pe Gina Chirilă o găsim pe Instagram, pe Bogdan Vlădău îl găsim la fel pe Instagram în Peru și în alte, cum se numesc, retreat-uri pe care urmează să le facă. Vă mulțumesc mult că ați venit. Mulțumim. Aveți grijă de voi frumos. Și vă așteptăm oricând cu mare drag. Mulțumim. Poate mai puneți ceva și pe canalul ăla de YouTube, că făceați călătorii, vloguri. Da, așa. Dacă s-a dat jos din avion, exact, dai seama ce vlog era ăla? Da. Da. Perfect, noi continuăm emisiunea. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem. Greta, vine Ciprian Marica, Ioana, colega noastră de la sport, pentru că povestim despre Pro Arena în câteva momente.